legat de Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, pentru anul 2024 avem un program stabilit cu 4 direcții de acțiune principale. Un program conceput încă de la finele anului 2023, prin întâlnirile și ședințele care le-am avut acolo, împreună cu personalul din cadrul spitalului și cu echipa de conducere, am stabilit direcțiile necesare de acțiune pentru a redresa Spitalul Județean, astfel încât gradul de satisfacție al pacienților legat de acest spital să fie mai bun decât este astăzi. Vorbim în primul rând despre o foarte bună administrare a spitalului și este vorba de funcționarea curentă. Înseamnă utilitățile care sunt plătite de Consiliul Județean, înseamnă intervențiile prompte atunci când apare o problemă și alte detalii care țin de funcționarea curentă acestei instituții. A doua componentă o reprezintă investițiile și reparațiile curente care vor fi executate și aici era și problema cea mai mare pe care trebuie să o abordăm și veți vedea în acest an o schimbare majoră în acest sens, în sensul că în cadrul bugetului pentru anul 2024, estimarea pe care am făcut-o este de aproape 8 milioane de lei, care, spre deosebire de ani anteriori, va merge în acest domeniu, respectiv lucrări de amenajare, lucrări de modernizare a spațiilor și unele dotări din partea Consiliului Județean pentru Spitalul din Piatra Neamț. Aici mai este și componenta celor clădiri începute și abandonate sau sistate. Vorbim despre 8 cazuri de acest gen. 3 dintre ele s-au închis pentru că s-au încheiat programele de finanțare și atunci, până nu apare un alt program, nu mai putem discuta despre ele, dar sunt 5 situații pe care ne vom concentra, cum este pediatria, cum este clădirea Nefromed, cum este clădirea oncologiei, cum este de asemenea clădirea policlinicii, care va trebui să fie finalizată și dusă până la capăt. O altă componentă o reprezintă funcționarea din punct de vedere medical. Vorbim despre eficientizarea activității, vorbim despre a atrage cât mai mulți bani de la Casa de Sănătate, vorbim despre creșterea gradului de satisfacție a pacienților și vorbim despre o corelare foarte bună a activităților medicale în cadrul spitalului. A patra componentă și ultima o reprezintă fondurile guvernamentale. Avem nevoie de un sprijin consistent în acest domeniu, în sensul că Guvernul României trebuie să ne asigure banii necesari pentru dotări care sunt necesare astăzi în spital, totodată alte programe de finanțare pentru diferite activități ale spitalului și totodată trebuie să ne asigure deblocarea posturilor de medici, în principal, care astăzi creează o problemă, face că anumite secții să nu-și poată asigura corespunzător gărzile. Eu sunt încrezător că în acest an aceste elemente vor fi rezolvate și sunt convins că spitalul din Piatra Neamț va arăta mult mai bine la finele anului 2024.